Încep clipul ăsta prin a povesti ce mi s-a întâmplat astăzi. O zi normală în care eram la masă, mâncam cu familia și am început să fiu spamat la ora 2 cu mesaje în continuu, în continuu, cu mesaje în continuu, că am fost dat pe România TV într-un clip în care eu mă băteam cu polițiști și cu consilieri locali în fața la primărie. Eu care sunt din Giurgiu, fraților, nu din Buzău. Mi-au dat efectiv numele, Neagu Marius Ionuț, imoGen, faimosul vlogger care, faimosul vlogger, nici măcar nu sunt vlogger, fac live-uri pe YouTube, nici măcar nu fac vloguri. Faimosul vlogger care se bat cu poliți, se bate cu, o să vă las clipul, după ce vorbesc o să vă las clipul, credeți-mă, iertați-mă dacă nu vorbesc coerent, sunt foarte supărat, gândiți-vă prin ce trec. Și au început să zică de mine, faimosul vlogger s-a bătut în fața la primărie, instigă la violență, oameni buni. Eu am clipuri în care eu învăț copiii să nu se drogheze. Eu niciodată nu am fost de acord cu violența și n-am să fiu niciodată de acord cu violența. Totdeauna încerc să dau pozitivitate și bunătate oamenilor care se uită la mine. Dar să trăiesc așa ceva în momentul ăsta, spus clipuri cu mine de anul trecut când am fost la Buzău, în care am făcut un fan meeting, nu sunt de acord cu termenul de fan, niciodată n-am fost, am făcut un fan meeting și totul a degenerat când a venit poliția, s-a întâmplat, nu am anunțat că fac acel fan meeting, s-a întâmplat, a venit poliția, totul s-a terminat, ok, respect poliție de acolo și a spus toate clipurile alea de atunci și m-ați asociat cu tipul ăsta care a făcut scandal acolo în Buzău și pur și simplu mi-ați asociat mie, nu imaginea că nu sunt eu... Vedetă, nu sunt nimic și mi-ați asociat pur și simplu imaginea cu tipul ăsta care se bătea acolo cu poliția și făcea toate nebunile. Nu vine să cred că trăim în 2020 și încă se întâmplă chestii de genul. Am încercat să vă dau mesaje și pe Facebook, primez mesaje în continuu, în continuu, în continuu, în continuu de la oameni, în continuu de la oameni. Uite ce ai pățit, uite ce ai pățit. Nu mi se pare corect față de mine, nu mi se pare corect față de mine să întâmple așa ceva. Nu știu, efectiv am oprit clipul ăsta cred că de 5 ori până acum, când vine să efectiv am 27 de ani, am vine să bufnesc în plâns. Mă abțin să nu fac chestia asta. Că nu mi se pare ok, deci nu mi se pare ok efectiv să se întâmple chestii de genul. Păi era pur și simplu, trebuia să căutați să vedeți chestia, era o mare diferență între mine și tipul respectiv, deci efectiv putea să căutați chestia asta. Nu trebuia să se întâmple ceea ce s-a întâmplat acum, nu sunt genul să fac tâmpenii de genul. Să mă duc să mă bag cu poliția, să mă duc să mă bag cu consilier local, să mă duc să fac toate tâmpenile astea. Măcar dacă m-ați fi contactat că am și eu dreptul la o replică, că sunt și eu om. Sunt om la fel ca toți oamenii, frate. N-am nimic în plus față de nimeni, am doar niște numere. Numerele astea sunt oameni care mă urmăresc și eu îi respect pe ei, mă respectă pe mine. Atât. Eu nu sunt adeptul violenței, iar o să știu foarte bine abonații mei, prietenii care mă cunosc și oamenii din jurul meu. De fiecare dată am susținut că ideea de dispută trebuie să fie rezolvată cu vorba. Că oamenii civilizați nu prin bătaie și scandal. Însă pentru cei de la România TV nu a contat asta. Și în goana pentru audiență au arătat pe post și au discutat despre o știre falsă neverificată în care eu sunt portretizat a fi personajul negativ, care caută scandal cu un consilier și organe de poliție în Buzău. Ba chiar au susținut că trăiesc în Buzău. Ceea ce e fals. Puteau foarte bine să se intereseze și aflau că sunt din Giurgiu. Mi-au pus și o poreclă chiar, vloggerul scandalagie. Eu nici măcar nu fac vloguri, eu fac live-uri. Au arătat o filmare în care nu apar, l-au arătat cu degetul la o persoană din filmare și a zis că ăla sunt eu, scandalagiu. Nu mi-a fost cerută confirmarea că am participat la acest scandal. Nu am avut nici dreptul la replică. Pentru că dacă l-aș fi avut, ar fi aflat că eu nu trăiesc în Buzău, ci în Giurgiu. Și nu am nici cea mai mică legătură cu acest eveniment. Nu mai știu ce să mai spun. O să vă las filmarea și o să vedeți. Bătaie și înjurături în fața primăriei Buzău. Un consilier local și un cunoscut vlogger din oraș s-au luat la bătaie. Poliția a intervenit ca să-i despartă. Cine-ți permite ție să dai mine? Ce mă? De ce? Cunoscut sub pseudonimul imoGen, vloggerul pe numele său real Neagu Marius a devenit cunoscut în urma filmelor controversate pe care le postează și care au adunat în total milioane de vizualizări. Să dă share la mine pe canal, mersi și spor cu live-ul. DNY, nu știu dacă ai face, frate, dar mi-ai dat link-ul. Mâncați și gurat, ce spamează, invizibilitate? Mănânc ciorbă, mănânc așa online offline și după aia se aude în colțul Messi. Exact așa. Vloggerul se pare că nu a atras doar fancii și conflicte. Pentru acesta a fost și amendat de poliție. Ăsta e Sirvi Roșioru, un interlop! După ce a trecut de la ora 4, când s-au dat știrile, după ce le-am dat toți mesaje, absolut toată comunitatea care mă urmărește a început să le dea mesaje, le-am dat și eu, am dat și unui prezentator de la România TV că nu sunt eu cel din clip, nu sunt eu scandalagiu care se bate cu poliția, care scuipă consilieri și face toate chestiile alea după acolo. O să vă las pozele, o să vă las tot. După ce am făcut toată chestia asta, după ce le-am făcut și după ce le-am spus, din nou m-a dat la știrile de la ora 11 cu același material, fraților. Acum numai că titlul este diferit. Efectiv nu mai știu ce să mai fac, nu mai știu ce să mai spun. Toată ziua le-am vorbit super, 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 super frumos. Dar se pare că nu rezolv nimic. Au dat din nou material cu mine. Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care au ales să stea alături de mine, care mi-au trimis multe, multe mesaje, mii de mesaje de susținere pe Instagram și vă mulțumesc din suflet foarte mulți oameni, foarte, foarte mulți oameni grijulii. Vă mulțumesc din suflet cu ajutorul vostru reușesc să trec peste momentele astea de căcat.
efectiv de căcat și am reușit să-mi pune zâmbetul pe buze la final. Vă mulțumesc din suflet pentru tot și promit că o să rămân la fel de transparent și nu o să mă schimb, să rămân la fel ca în clipa în care m-am apucat de YouTube. Vă mulțumesc mult, 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 mult pentru tot. Multă sănătate vă doresc!